Bună ziua, este ora 13, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Vă propun pentru astăzi o discuție extrem de interesantă despre hepatită, în contextul în care pe data de 28 iulie este sărbătorită Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor. O să vedem câte persoane suferă de boli hepatice în România, dar și care sunt strategiile pe care specialiștii le folosesc în eradicarea hepatitelor. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei de astăzi, cum deja am obișnuit în platou alături de mine medicul Nicolae Fotin. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezența. În legătură telefonică directă cu noi este doamna Marinela Debu, este președinte al Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România. Vă salut și pe dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 medical. Da, și vă spuneam că pe data de 28 iulie este sărbătorită Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor. În acest context, domnule doctor Fotin, v-aș întreba de ce este important să ne amintim de acest tip de afecțiuni virale și care este situația la nivelul țării noastre, câți pacienți suferă de boli hepatice? Este importantă aducerea în atenția atât autorităților cât și a populației a acestei date de conștientizare existenței hepatitelor virale, și aici vorbim de hepatitele A, B, C, D și E, care constituie o problemă de sănătate publică atât în România cât și la nivel global, sau atât la nivel global, dar și în România, în special prin impactul pe care hepatitele virale tip B și C le determină la nivelul populației și la nivelul sistemelor de sănătate. Este important să discutăm despre aceste lucruri în contextul în care la nivel global există peste 300 de milioane de persoane care sunt infectate cu virusul hepatitic B sau C. La nivel global, peste 290 de milioane de persoane trăiesc cu aceste infecții fără măcar să știe, pentru că sunt infecții care o lungă perioadă de timp sunt și rămân asimptomatice până la momentul în care apar complicațiile acestora, respectiv bolii pe care le cunoaștem ca fiind necruțătoare, ciroza hepatică, cancerul hepatic, insuficiența hepatică. Este important să discutăm despre ele pentru că doar conștientizându-le și aducându-le în atenția publicului pot fi implementate o parte din măsurile de identificare, diagnosticare și screening. Atunci când auzi despre ele, sigur că te gândești și acționezi în ideea în care te poți testa. Sunt teste simple care pot evidenția sau nu prezența acestor virusuri. Sunt importante pentru că pot determina epidemii. Vorbim în acest context pandemic de o pandemie, să spunem, la acest număr mare de pacienți infectați la nivel global. O pandemie, dar de data aceasta una tăcută, care afectează un număr atât de mare de pacienți. Tocmai că este o problemă de sănătate publică, au fost luate măsuri și implementate strategii la nivel global, la nivel de regiuni și chiar și în țara noastră există niște planuri de control ale acestora. Dacă ne referim la România, în ultimii 15 ani au fost în vederea identificării prevalențelor a numărului de pacienți infectați cu aceste tipuri de infecții cu virus hepatitic B sau C, o serie de studii de seroprevalență care și-au propus măsurarea la nivelul populației a persoanelor identificate. Urmarea acestor studii, România este privită la nivelul Europei ca fiind una dintre țările cu prevalențele cele mai mari, de aproximativ 4% dacă vorbim de hepatita cu virus B sau 3,2% dacă vorbim de cea cu virus C. Sigur că a fost parte a ultimelor strategii de sănătate nevoia de intervenție în vederea limitării, răspândirii, transmiterii acestor tipuri de
virusuri și urmarea acestor obiective stabilite prin aceste strategii, ne amintim că în România, începând cu anii 2015, pacienții au avut acces la ultimele terapii inovatoare în vederea tratării acestor tipuri de infecții. Doamna Debu, există o strategie globală de eradicare a hepatitelor care, înțeleg, prevede anumite termene. Care ar fi țintele prevăzute și ce politici trebuie implementate pentru a atinge obiectivele fixate? Bună ziua! În primul rând trebuie să precizăm că pe lângă această strategie globală, care dă ca și termen anul 2030, avem și noi un plan strategic, un plan cadru strategic de eliminare a hepatitelor virale, adoptat în mai 2019 de către Ministerul Sănătății, care are același termen 2030. Mai trebuie de făcut o precizare. În urma acestei perioade de pandemie, la nivel global se ia în calcul de a se schimba această dată, care este considerată în acest moment ușor nerealistă, pentru că anul pandemic a făcut să se piardă câțiva ani pentru unele țări, alte țări au reușit să facă pași înainte, alte țări au reușit, au stagnat sau chiar au regresat. Dacă e să ne gândim la România, există un studiu făcut de doctorul Humi Razabi de la Centrul American de Prevenție a Bolilor, care spune, vorbește despre anul 2051 ca și an ca urmare a acestui an pandemic. Noi sperăm să nu fie chiar 2051 și măsurile ce sunt luate în acest moment și care sperăm să fie luate de autoritățile din România să ne ducă spre 2035-2040, dar nu 2051. Ce înseamnă aceste măsuri? În primul rând, screening al populației. Prevenție, screening și acces la tratament. Pentru că trebuie să menționăm un lucru simplu. În hepatitele virale, tratamentul este o măsură de prevenție. În hepatita virală, atunci când ai depistat o persoană, un pacient, și ai acordat imediat azi. Domnule Fotin, pentru că a amintit doamna Debu de screening și de prevenție, de tratament, cum se poziționează România în comparație cu alte state ale Uniunii Europene la acest capitol? Dacă plecăm de la planul cadru național pe care l-a menționat și doamna Debu, care este partea strategiei Organizației Mondiale a Sănătății la nivel regional european, care și-a fixat acei indicatori despre care vorbea și doamna Debu, legate de, sigur, destul de ambițioși, scăderea cazurilor noi cu 90%, deci transmitere limitată, și scăderea mortalității cu 65%. Pentru că trebuie să menționăm că la nivel global 1,34 de milioane de oameni anual mor din cauza acestor două tipuri de hepatită B sau C. Cam acestea ar fi țintele pe care ar trebui, conform strategiei, să fie atinse în 2030. Sigur, cum spunea doamna Debo, acest lucru s-ar putea să nu se poată fi foarte realist, dar sunt stabilite aceste ținte. Dacă vorbim în România de prevenție, partea acestor ținte, să nu uităm că există un plan național de imunizare care începe cu prevenția hepatitei B prin vaccinarea copiilor, aceasta fiind și o țintă a Planului Național Cadru de Control al Hepatitelor Virale, respectiv acoperirea vaccinală de 95% a acestor copii. Anul 2020, fiind un an pandemic, cu problemele pe care le cunoaștem cu toții legate de acces, de noi diagnostice, a făcut ca această țintă să fie atinsă sau acoperirea vaccinală să fie doar la 80 și ceva, la 85% conform calendarului de vaccinare. Alte ținte puse de acest plan erau legate de ținta stabilită de a verifica, de a testa
75% dintre grabide, de exemplu. Iarăși, anul anterior a limitat un pic atingerea acestei ținte, în sensul că din datele existente se pare că doar o treime dintre grabide au fost testate la medicul de familie. Sigur, asta influențată și de faptul că o parte dintre gravide apelează direct la medicul specialist obstetrician și atunci aceste date nu sunt integrate și nu ajung în sistemele de supraveghere. Legat de screening, nu a existat în ultimii ani, vă spuneam, au existat studii de seroprevalență, dar un screening susținut la nivel național care să identifice acești pacienți sau noi pacienți care sunt asimptomatici și nediagnosticați, nu a existat. Pacienții introduși în sistemele de tratament, de asigurare a terapiilor și fiind și tratați la această oră, fiind cei care erau cunoscuți la data aceea. Există începând de acest, din acest, de fapt a debutat în anul anterior și va fi implementat în acest an, câteva programe de screening la nivelul a două regiuni de la nivelul țării, acoperind jumătate din țară și jumătate din populație. O să vedem. O să vedem mai târziu exact despre ce este vorba. Doamna Debu, după cum am discutat mai devreme și ne-a spus și domnul doctor Futin și dumneavoastră ați amintit, țara noastră, știm, are un plan național în privința hepatitelor, programe de tratament pentru hepatite. Cel mai cunoscut este programul pentru hepatită C, cu terapiile noi, fără interferon. Unde ne aflăm cu acest program? Este suficient un astfel de tratament pentru hepatită C în vederea atingerii obiectivului de eliminare a acestei afecțiuni? În primul rând trebuie precizat că în acest moment ne aflăm într-o pauză între contracte. Deci, cel puțin în această lună, niciun pacient nou depistat nu poate intra pe tratament. Asta, de la punctul acesta, trebuie să plecăm. Negocierile pentru un nou contract cost, volum, rezultat sunt în curs. Speranța noastră este că se vor finaliza cât mai repede și toate procedurile ce trebuie făcute după finalizarea negocierilor vor fi grăbite, astfel încât să nu ne trezim că în iarnă intrăm fără tratament pentru pacienții cu hepatită C. Sperăm septembrie-octombrie să se reia programul. Aceasta este speranța noastră. Dacă ne întrebați pe noi ca și pacienți, era bine să nu existe nici măcar o zi de pauză între Absolut, programe. Dar sunt foarte curioasă să aflu cum s-a ajuns în această situație. E greu de spus, pentru că în fiecare an se repetă același lucru și noi ca și asociație de pacienți am atras atenția încă din luna martie că e posibil să avem un nou gap între cele două contracte cost, volum, rezultat. Atunci ne s-au dat asigurări că se fac toate eforturile. Cred sincer că s-au făcut eforturi, dar probabil că nu îndeajuns de vreme ce am ajuns în acest punct. Aș vrea totuși să revin un pic la ceea ce spunea domnul dr. Fotin puțin mai înainte, apropo de screening și de, testarea gravidelor. Cred că ar trebui găsită o soluție legală, astfel încât chiar și pentru femeile însărcinate care se testează la medicul ginecolog, aceste date să ajungă și la medicul de familie, cumva obligatoriu, astfel încât să avem o imagine reală a numărului de femei gravide care se testează pentru virusurile hepatitice B sau C. În ceea ce privește vaccinarea nou-născuților, să nu uităm că în ultimii ani au fost mai multe perioade în care nu s-a găsit vaccinul efectiv și atunci au rămas copii chiar și după octombrie 1995, pentru care nimeni nu poate garanta că s-a făcut acoperirea vaccinală. Faptul că în acest moment suntem la 85%, știu că înainte de pandemie acoperirea vaccinală la nou-născuți era undeva la 87%, deci oricum mult sub ținta de 95%, cred că ar trebui să ne dea de gândit. Și mai e un lucru pe care nu pot să nu-l amintesc, valul antivaccin face foarte mult rău. Și eu sper din tot sufletul să ne gândim bine înainte de a nu ne vaccina un copil, un nou-născut,
scut împotriva infecției cu virus hepatitic B. Să ne gândim de două ori, pentru că totuși prevalența în România este încă ridicată, dar ar putea fi și mai ridicată dacă nu continuăm să vaccinăm și să ne atingem ținta de vaccinare la nou-născuți. Este foarte important și o spun ca mamă, o spun ca pacientă cu hepatită B, nu cred că ar trebui să ne permitem să ne jucăm cu viața copiilor noștri. S-a dovedit, toate studiile arată că doar vaccinarea în ceea ce privește infecția cu virus hepatitic B poate duce la eradicarea acestei boli. Bineînțeles, și tratamentul pentru cei care suntem deja pacienți. Absolut. Dar pentru cei care sunt acum și nu sunt pacienți, îndemnul este la vaccinare și este un îndemn la vaccinare și pentru adulții care sunt în categorii de risc și care știu că au un risc de a se infecta la un moment dat, să se vaccineze dacă nu sunt infectați. O mai bună informare, credeți, în acest sens ar rezolva cumva lucrurile? Cred că trebuie să ne unim forțele. Până la urmă, Ziua Mondială de Luptă împotriva hepatitelor este despre aceasta, despre informare, despre tot ceea ce ține de informare. Cred că toți trebuie să ne unim, să fim la aceeași masă și să facem campanii împreună, să ne ducem spre cei care au nevoie de noi. Pentru că, iarăși, revenim și la campaniile de screening. În ultimii ani s-au tot făcut campanii de screening, ca să spunem așa, din fonduri private, pe diverse zone. Și să nu uităm un aspect foarte important. Din iulie 2018, în pachetul de bază al medicului de familie, există posibilitatea ca orice persoană aflată la risc, orice persoană cu suspiciune de hepatite să fie trimisă spre un laborator pentru a-și face marcării virali. Este, ca să zic așa, un drept, un ceva ce am câștigat cu foarte mare greutate. Și de fiecare dată țin să reamintesc medicilor de familie cu care de altfel avem o colaborare bună prin grupul Gastro Societății Naționale de Medicină de Familie și din Societatea Națională de Medicină de Familie. Mesajul trebuie să ajungă la cât mai mulți medici de familie. Nu doar femeile însărcinate au posibilitatea de a se testa la medicul de familie, ci și toți asigurații care sunt la risc, care sunt într-o categorie de risc, care au cea mai mică suspiciune de hepatită. E foarte, foarte important să reamintim asta. Domnule Fotin. Da, este corect. Începând cu pregătirea planului cadru național și urmare, într-adevăr, eforturilor asociațiilor de pacienți și a specialiștilor care se ocupă de acești pacienți, în pachetul cadru, CASA a creat această posibilitate medicilor de familie ca atunci când au pe listele proprii pacienți considerați la risc de a fi infectați cu una dintre cele două variante B sau C, să îi testeze și ulterior să îi trimită către medicul specialist pentru investigații suplimentare și tratament. Dacă îmi permiteți. Vă rog, doamna Debuda. Da, a mai trebuit făcută o precizare. Cred că marele gol care rămâne în toată această poveste este situația pacienților neasigurați. Pentru că un pacient neasigurat de pe lista medicului de familie, chiar dacă are un risc, chiar dacă medicul știe că ar putea fi suspect de hepatită, din păcate nu poate beneficia de aceste teste. Și un pacient neasigurat nu poate beneficia în România în acest moment de terapie antivirală. Țin să menționez tot timpul lucrul ăsta pentru că, din punctul nostru de vedere, până când nu ne vom aplica mai mult asupra pacienților neasigurați și, repet ceea ce am spus ceva mai devreme, până când nu vom înțelege că tratamentul în sine înseamnă, de fapt, să ajuți pacientul, și nu vom asigura tratamentul antiviral și pacienților neasigurați, pentru că este o boală infecțioasă totuși, un pacient depistat, fără să vrea poate să împrăștie virusul mai devreme, nu vom putea să ne atingem țintele de eradicare în ciuda tuturor eforturilor pe care le vom face. Mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. O să vedem în câteva minute și cum a afectat pandemia tratamentul pacienților cu hepatită C sau de alt tip. O să vedem de asemenea și un material realizat de colegii de la 360medical.ro despre un program de screening unic în România derulat de Institutul Clinic Fundeni. O să vedem exact despre ce este vorba. Un program realizat cu ajutorul fondurilor europene. Luăm publicitate, revenim în câteva minute și continuăm discuțiile. Yeah.
Am revenit în direct, continuăm discuția despre bolile hepatice cu doamna Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România și în platou alături de mine medicul Nicolae Fotin. Doamna Debu, v-aș întreba în ce fel a afectat pandemia tratamentul pacienților cu hepatită C sau de alt tip? Și au fost pacienți care nu au mai avut tratament, nu au mai avut acces la tratament? Și ce efect are acest lucru, bineînțeles? Și trebuie preciza că în prima parte a pandemiei, datorită stării de urgență, clar pacienții nu au mai putut ajunge spre spitale. O problemă a fost legată de faptul că o parte importantă dintre pacienții cu afecțiuni hepatice au ca și medic curant medicul de boli infecțioase. Ori asta a afectat, pentru că unii dintre ei, mai ales cei care se grăbeau și își doreau să-și înceapă tratamentul cât mai repede, au trebuit să se reorienteze și să schimbe medicul curant, orientându-se spre un medic pe specialitate gastroenterologie. Dar vorbeam în fiecare zi cu pacienți care îmi spuneau că le este un pic greu pentru că se obișnuiseră cu medicul de ani de zile. Mă refer aici mai ales la pacienții cu hepatită B sau B plus Delta. În ceea ce privește pacienții cu hepatită C a fost poate un pic mai simplu pentru că tratamentul nu s-a oprit nicio clipă. Asta trebuie spus de la bun început. Accesul la tratament, din momentul în care Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decis că rețetele se pot trimite și electronic, că se pot face consultații de la distanță, a fost oarecum ușurat. Aici trebuie să apreciem că în anul 2020 Casa Națională de Asigurări de Sănătate a căutat și a găsit în permanență soluții, ceea ce ne-a ajutat foarte mult. Dar s-a putut vedea clar, și dacă ne uităm pe anul trecut, nu s-a atins numărul de pacienți care ar fi trebuit să intre pe tratament în hepatita C față de 17.500, 17.800 cu totul cu pacienții care aveau nevoie de retratament. Cifra a depășit, a fost puțin peste 8.000. Odată din cauza accesului către spitale și pe de altă parte din cauza faptului că a scăzut foarte mult spre minimum testarea pentru a găsi acești pacienți cu hepatite B sau C. Din fericire, eu nu știu de cazuri de întreruperi de tratament, ceea ce a fost, din punctul nostru de vedere, foarte bine. Punctual au mai fost unele probleme care s-au rezolvat, dar, repet, mai ales în prima parte a pandemiei au fost dificultăți, ulterior lucrurile s-au reluat. Iar, în ceea ce privește spitalele de boli infecțioase, trebuie făcut o precizare. Din luna iunie, foarte multe spitale și-au făcut linii separate pentru a primi și pacienții cu hepatită. Mă refer la spitalele din țară. Timișoara, Brașov, de exemplu, au avut linii separate pentru pacienții cu hepatită și HIV. Deci, dincolo de aceste probleme cu contractele despre care ați vorbit la începutul emisiunii, în momentul de față nu există probleme foarte mari. Nu există și să nu uităm că spitalele de boli infecțioase în acest moment sunt deschise. Problemele care sunt mari și cred eu că nu trebuie să le trecem cu vederea sunt legate de costurile analizelor periodice. Pentru că chiar și cele care teoretic pe spitalizarea de zi, pe foaia de zi, ar trebui să fie gratuite, sunt gratuite atâta timp cât spitalul respectiv are fonduri, are posibilitatea. Și să nu uităm că în ceea ce privește testul de evaluare a fibrozei, doar fibroscanul este compensat, ori nu toate spitalele au aparatura necesară. Doar câteva spitale mari din țară au aparatura necesară. Deci sunt câteva probleme tehnice pe care noi continuăm să le sesizăm. Iar, să vă spun sincer, pentru un pacient cu hepatită B plus Delta este chiar costisitor. Ce înseamnă costisitor? Cam cât costă aceste analize? Evaluările anuale sau la 6 luni, în funcție de ce consideră medicul că trebuie făcut. Dacă trebuie să facă două biremii, să spunem, între 700 și 1000 și de lei, ceea ce înseamnă destul de mult. Gândiți-vă că sunt oameni cu venituri reduse și să nu uităm că pandemia a afectat și economia și sunt oameni care fie au rămas fără locuri de muncă și unii dintre ei își plătesc din mână asigurarea tocmai pentru a continua să fie asigurați. Să nu uităm că sunt oameni care trăiesc cu salariu minim pe economie și poate mai au îngrijire un copil sau încă o persoană, ceea ce este foarte greu, foarte costisitor să fii nevoit să plătești analize. Dacă mai ai și chinionul că, eu știu, ești într-o fază avansată a bolii și mai ai de făcut și alte intervenții, să spunem un RMN sau alte analize pentru care trebuie să stai la rând, ca să spunem așa, să aștepți luni întregi ca să-ți o faci și atunci preferi să o plătești
iarăși apar alte dificultăți financiare și cred că speranța mea este că odată cu acest nou contract cadru și cu deciziile care se vor lua la nivel de autorități să rezolvăm aceste probleme. Vă mulțumesc tare mult, doamna Marinela Debu, pentru intervenție și pentru această discuție. A fost președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România. În cele ce urmează, vă invit să urmărim împreună un material realizat de colegii de la 360medical.ro despre un program de screening unic în România, derulat de Institutul Clinic Funden cu fonduri europene, vă spuneam și înainte de publicitate, care își propune să crească numărul de pacienți cu afecțiuni hepatice diagnosticați timpuriu în România. Libero 2, Sud și Est, două proiecte gemene, sunt proiecte cofinanțate din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, linia aceasta de finanțare 2014-2020, sunt, de fapt, reprezintă ample proiecte de testare, de identificare, de screening, de detecție proactivă a persoanelor care dezvoltă afecțiuni cronice hepatice secundare a acestor infecții virale și de a le asigura accesul la servicii durabile, la servicii de calitate medicale și sociale. E un proiect pe care Institutul Clinic Funden l-a câștigat. Este singurul proiect de screening de acest tip în domeniul bolilor transmisibile de tip hepatite virale și asta înseamnă că Europa recunoaște ce problemă are România în hepatitele virale. Ne bucurăm de o bugetare generoasă. Cele două proiecte, Libero 2, Sud și Est, cuprind împreună 24 de județe și 4 regiuni de dezvoltare economică din România, deci acoperă mai bine de jumătate din teritoriul și din populația României și ca să vă dau un scurt insight în interiorul acestor proiecte, fiecare dintre cele două proiecte își propune să aibă 120.000 de persoane beneficiare de screening, deci 240.000 în total. Da, am urmărit-o pe profesor universitar dr. Liana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni. O să discutăm mai mult despre acest program Livero cu domnul dr. Nicolae Fotin imediat, după o foarte scurtă pauză. Revenim și tragem și concluziile tot atunci. Am revenit în direct și am văzut înainte de publicitate că la Institutul Clinic Funden se derulează un program pe fonduri europene de screening pentru pacienții cu hepatită, unic în România acest program. Doamna profesor Liana Gheorghe a oferit câteva răspunsuri la anumite întrebări ale colegilor de la 360medical.ro. Doctorul Nicolae Fotin o să ne dea și mai multe detalii despre acest program Livero 2. Domnule doctor, vă rog. După cum am văzut descris de doamna profesor Liana Gheorghe, într-adevăr este o inițiativă a Institutului Clinic Funden, doamna profesor fiind manager de proiect, dar care se desfășoară în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA și cu autorități locale, fie că vorbim de universitățile de medicină și farmacie sau de spitale regionale. Proiectele Livero, a prezentat dânsa proiectul Livero 2, Sud și Est, care sunt două proiecte gemene într-adevăr, de prevenție, identificare a cazurilor nediagnosticate până acum, și direcționarea acestora către investigații suplimentare și tratament pentru hepatitele B, C și D. Continuă proiectul Livero 1, care a avut ca obiectiv instruirea medicilor din medicilor de familie din rețeaua primară cu privire la identificarea cazurilor de hepatite B, C și D. Astfel că în ideea de identificare a pacienților asimptomatici și cu precădere de această dată, uitându-ne, cum ne spunea Marinel,
la Debu, o parte din persoanele din România nu sunt asigurate și nu pot să beneficieze de testări periodice sau de screening sau de tratament. Ei, aceste proiecte au ca obiectiv acești pacienți. Pe de o parte, pacienții, persoane din mediul rural, care au acces dificil la servicii medicale, și pe de altă parte, persoanele marginalizate, fie persoane cu dizabilități, persoane care nu sunt asigurate, persoane care în mod normal nu ajung la aceste testări. Deci identificarea pacienților noi prin aceste proiecte se dorește a fi exact în rândul acelor persoane care până la această dată nu au fost identificate. Am înțeles. Sunt 120.000 de beneficiari pe fiecare proiect, deci 240 de beneficiari, de persoane vor intra în cele două proiecte, Sud și regiunea. Poate alte unități spitalicești vor implementa de asemenea proiectele pe lângă identificarea pacienților, vor aduce date clare de prevalență la nivelul României și sigur va face ca din bazinul celor neidentificați până acum să fie testați și tratați. Am înțeles. Pentru că tratamentul, așa cum zicea Marinela Debu, trebuie să fie prevenție, să fie considerat prevenție. S-a terminat emisiunea. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor, mulțumim pentru prezență. Trebuie să-i anunțăm pe telespectator că emisiunea 360 Medical ia o scurtă pauză, bine meritată de altfel. O să vă revedeți cu mine și cu domnul doctor Fotin la 360 Medical, începând din luna septembrie. Până atunci, nu uitați, toate informațiile din domeniul medical le puteți găsi pe site-ul 360medical.ro. Vacanță plăcută, domnule doctor Fotin, să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, stimați spectatori. Cu mine vă revedeți la ora 14. Vă aștept la Talk B1. Numai bine!